Haideți să o spunem pe-a dreaptă. Cu toții cântăm la volan sau la duș sau așa când credem că nu ne aude nimeni. Asta este ușor, spun artiștii adevărați. Mai greu este să stai în fața a zeci de mii de oameni, în fața criticilor, dar și a fanilor care vin mereu cu așteptări foarte mari la concerte. Ei bine, trupa Proconsul vă lansează o provocare. Ia haideți să cântați voi în fața lor, a celor pe care îi admirați, să vedeți cum se simte o cântare și de pe scenă. Cum vine asta și ce înseamnă această provocare, ne explică acum Dragoș Dincă de la Proconsul. Bună, Dragoș! Bună! Deci, ce vreți să faceți acolo? Că mă gândesc că nu o să fie chiar o preselecție pentru X Factor. Nu, în niciun caz. Oricum, vis-a-vis de prezentarea ta, noi nu vrem să-i punem pe oameni să cânte în fața noastră, ci împreună cu noi. Adică conceptul spectacolului de la... Păi stai puțin, nu ziceai că îi jurizați? Ba da, dar nu contează. E o chestie la care noi participăm împreună cu ei. Voi înțelegeți ce e în sufletele oamenilor. Spectacolul se numește Fii Star împreună cu Proconsul, nu în fața celor sau de la pentru Proconsul. Sau pentru Proconsul, da. Deci voi o să cântați și ei or să cânte și ei cu voi cântecele voastre, nu? Da. Noi o să le dăm tuturor celor care vin la spectacol o listă cu un playlist, ca să zic așa. Și eu o să-și aleagă de acolo, o să se înscrie, o să încercăm în următoarele zile, mâine, poimine, să punem pe Facebook un playlist din care toată lumea poate să-și aleagă un cântec sau două. O să ne, probabil că cu ajutorul internetului cel mai sigur și cel mai simplu. Vor găsi versurile, exact. Nu, noi o să le punem versurile. Ei nu trebuie să-și facă nicio problemă, trebuie doar să știe să cânte melodie. Versurile vor fi pe un prompter. Așa și noi încercăm. O să încerce să-i ajute pe cât posibil. E vorba de distracție, nu e vorba de neapărat de juriu sau de concurs. Sigur, o să încercăm. Am vorbit cu Horia și ne-a promis că în măsura în care timpul să-i permită, el e plecat din țară acum, o să vină și el, să fie un fel de președintele jurului sau așa. Poate să mai fie Florin Ristea, care a câștigat recent cu o piesă de-a noastră un concurs. Mă rog, o să fie soția mea și cu Camioane Mulțime o să încerce să facă un comeback în muzica românească și o să fie câteva momente interesante și oricum distracție. Voi vă adunați acolo ca între prieteni. Așa, da. La început de an, da, v-ați da, chemat da. Publicul, v-ați chemat fanii într-un club, da, încercăm, cântați încercăm, voi, da. Cântă soția, cântă și ei, dacă toți sunt da, acolo. Da, da, încercăm să facem o chestie care să fie... Cum v-a venit ideea asta? E de mult. Am văzut că lumea, majoritatea oamenilor încearcă ca și mijloc de destindere să cânte. În da, baie, nu știu ce, dar se duc și la de cluburi karaoke, de karaoke, da. Da. Și atunci am zis, dar de ce să nu cânte cu noi? În loc să cânte cu o bandă, să cânte cu noi. Ați început anul așa relaxat, fiecare cu treburile lui și cu acest concert minunat în care vă apropiați așa de sufletele voastre fanii, dar știu că aveți planuri mari pentru 2014. Da, măcar pentru prima parte. Ideea este că noi n-am început chiar relaxați, ne-am reorganizat, am refăcut un studio de imprimare, un studio audio, video, o sală de repetiții, dar suntem pe ultima asta de mergi, de aia sunt și... Vii direct de da, la direct șantierul. De acolo, da, așa suntem pe ultimele retușuri. Încercăm să facem în 10 zile, cred că, să scoatem un single nou. Se numește Fata, ești fata pentru care cânt. Este o piesă pe care noi am scos-o pe disc, dar o să facem remake, nu știu cum, o colaborare împreună cu băieții de la Demarcă. După aia o să avem un concert pe 7 martie, o zi înainte de Ziua Femeii, care se va numi Ești fata exact pentru care se când, va numi nu? Ești fata pentru care când și o să fie un spectacol frumos la Cinematograful Patria. Și este un spectacol aniversar pentru aniversar, voi. Aniversar, așa, mai mult sau mai puțin. Noi ne-am vrut să spunem, precum colegii de la Taxi, că sunt 15 ani de când ne-am înființat, dar chiar și ei sunt exact la câteva zile după noi. Cum s-au veni, născut sau, la s-au câteva zile. Da. Și atunci o să avem și noi 15 ani, o să fie ziua lui Bodo pe 6, o să fie mai multe lucruri de sărbătorit. Și câteva surprize pe care nu o să le... pentru că sunt surprize. Evenimentul, acest concert va avea loc pe 31 ianuarie, concertul în care Proconsul vă provoacă să cântați alături de ei. Găsiți toate detaliile pe internet cu siguranță. Da, și pe pagina asta de Facebook. Și pe pagina de Facebook Proconsul. Oficial. Mulțumesc mult, Dragoș.